lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de concluzii ale noului joc al lui Scott, Five Nights at Freddy's Sister Location. Astăzi am auzit că Scott a updatat pagina sa și ne-a dezvăluit un mic secret. Și împreună cu voi o să văd dacă este adevărat. Voi intra pe Scott Games. Așa. Aici. Așa. Și vai de... What the fuck? Da, oameni buni, după cum vedeți, poza pe care o pus-o Scott este cea a mascotei restaurantului Sister Location. Probabil că are o legătură, adică serios acum, Sister Location, nu de alta, dar mascota asta pare a fi fată. Voi cine oare credeți că ar putea să fie? Sincer, nu am nicio idee care dintre acele 4 sau 5 nume care au fost descoperite, care ar putea să fie. Nu știu să vă zic. Oricum, o să salvez poza. Așa. Bun. Și o să văd dacă ni se mai dezvoluie ceva pe lângă ceea ce avem aici. Dar hai să dezbatem un pic ce avem. Pe principal, ochii. Mie îmi par de culoare gri sau ceva albastru. Însă nu-mi prea dau seama acum, pentru că e destul de întuneric în poză. Are un zâmbet larg. Asta, partea cu față, deja e clarificată. Ne-ai dădus în seama de la început că ar putea fi o fată. Din câte se observă, ține un microfon în mâna ei, așa? Și pare să fie roșu microfonul. Cu ceva rochie pe ea, dacă văd bine. Pare să aibă o fizionomie de om. Nu știu de ce. Adică poate e de la părul ei, care seamănă ca unul care ar fi prins în codițe. Nu ni se arată foarte mult. Așa. Altceva. Ce ne mai dezvăluie poza? Niște baloane pe fundal. Asta nu știu care le-o fi legătura. Pare avea un nas mai mare. Așa? Și astea, obrăjorii și gura, o fi de culoare roșie, mă gândesc. Ca machiajul. Așa? Are gene. Ziceam, are o fizionomie foarte apropiată de cea de om. Probabil că acțiunea se va întâmpla undeva mai aproape de prezent. Nu de alta, dar cum arată ea? Deci priviți-o așa. Seamănă cu o fetiță machiată care pur și simplu stă și se uită la noi. Oriunde te-i pune. Parcă te urmărește cu privirea. Dar nu. Nu prea contează asta. Ceea ce știm este că Scott ne-a arătat cum va fi noua mascotă. Dar întrebarea este, Five Nights at Freddy a dispărut. Nu se mai vede nicăieri, că ar scrie undeva Five Nights at Freddy. Când o să mărim luminozitatea, poate o să mai vedem. Sus e Scott Games. Niciunul din beculețe nu i-a prins. De obicei, trebuia să se aprindă un beculeț, dar probabil că numai poza o fi făcută. Jocul încă nu este gata. Abia aștept să iasă trailerul de la joc. Fiți sigur că o să-i fac un test, o să văd ce o să fie, cum o să fie, poate ne arată ceva. Însă nu ne putem lua 100% cu ceea ce este în acel trailer. Nu uitați că în Five Nights at Freddy 1... Bonnie arăta de parcă fugea pe hol și singurul care îl vedea cum fuge era Foxy. Deci nu ne putem lua 100%. Și nici pe ăla nu-l vedeam prea mult. Pur și simplu îl vedeam ca și cum ar sări cu mâinile în aer.
Ghilimele, poate vrea să meargă la petrecere și-o fi greșit drumul. Dar mă rog, nu contează asta. Altceva. Sister Location încă apare cu, așa, cu un caracter din ăla luminos. Așa, altceva. Se poate observa ceva acolo pe codița ei, dacă vedeți bine. Se vede ca și cum ar mai fi ceva. Probabil că o fi numai reflexia ei și mă înșer eu. Dar pun pariu că este un alt animatronic. Însă, cum am spus, s-ar putea să mă înșel. Altceva. Să vedem. Scrie aici așa, sub Sister Location, Everyone, please stay in your seats. Cum vine asta? Toată lumea, vă rog să stați la locurile voastre. Oare asta o fi ceea ce zice acest animatronic? Și mai este acolo ceva? Nu. Copyright C2016 Scott Cawthon. Da. Nu este altceva decât că ne zice Scott că el o face jocul. Dar totuși are o fizionomie de om. Îi se văd două codițe. Are un microfon în mână. Deci probabil că e un fel de Freddy această fată. Știți? Primul teaser de la Five Nights at Freddy, cum era cu Freddy, ținând microfonul lui magic în mână, pe care nu-l vedea niciodată care în mână, dar mă rog. Așa? Și are ochii aia. Ochii aia a ce vă aduc aminte? Ca o, nu știu să zic, păpușă? Nu, sunt foarte realistici, dacă te uiți bine la ei. Au, așa, par foarte realistici. Mă întreb oare cum ar arăta cu ochii tot negri și cu bulinuța aia albă în mijloc, cum au mulți dintre animatronici, de exemplu Bunny în Five Nights at Freddy's 1, se poate observa foarte bine cum îi are atunci când este în parts în room service și are fața foarte aproape de cameră. Atunci se poate observa altceva. Să vedem. Dacă în celălalt joc au fost mai mulți băieți decât fete, am o oarecare chestie, încă în Five Nights at Freddy's Sister Location vor fi mai multe fete decât băieți și va avea oarecare legătură. Oare la ce s-o referi? Poate că asta e marioneta înainte să fie, cum să zic, băgată în cutie? Dar sunt foarte slabe șanse și cel mai probabil mă înșel. Cel mai probabil mă înșel. Dar totuși, mă gândesc. De ce să nu fie un animatronic diferit? Ar putea să fie și un animatronic vechi, dar nu prea cred. Singurele fete din Five Nights at Freddy's îs Chica, Toy Chica, Mangle, Balloon Girl și... Stai, mă, nu, e și Phantom Mangle, Phantom Chica și, cum să zic, Toy Foxy, dacă o luăm și așa, și apoi mai este și Jacko Chica și Nightmare Chica și să nu uităm de Nightmare Mangle. Știu că sunt foarte mulți deși pe care i-am zis, dar nu, sunt destule fete. Nu m-am supărat dacă ar fi mai multe, dar nu. Ceva în egalitate. Bine. Altceva. Se mai poate observa în poză? Cu ochiul liber? Nu. O să-i fac câteva modificări și apoi o să văd. Bine. Așteptați un pic. Înainte de asta, aș vrea să vă întreb, această fotografie am luat-o de la un alt YouTuber care a făcut un episod. Și anume, în această fotografie mai degrabă sunt surprinse
posibilele nume pe care le-ar putea avea acest animatronic misterios. Acesta se poate numi Baby, Ballora, Buddy Bob, Enard sau Minirena. Nu știu ce să vă zic, are față de Minirena. Sau Minirena. Minirena, încă nici nu a venit și eu deja o botez. Minirena, Minire... Mirinena sau ce am zis, nu știu. Mă rog. Hai să trecem la oile noastre. Bun. Ia hai să vedem. Cum, după cum vedeți, am fix imaginea. Parcă e un pic ok. Afară plouă. Totul e în regulă, nu? Hai să vedem. Oare se mai poate observa ceva de aici? Nu prea pare să se mai observe altceva. Ia, să ne uităm atent. Arată ca unul din Five Nights at Freddy 2. Deci ca un toy animatronic. Dacă știți ce vreau să zic. Așa? Nu, altceva, absolut nimic. Cum am zis, cele două rânduri de scris, oficial au dispărut Five Nights at Freddy. Pentru că se pare că această, să zicem, că o cheamă Minirena, așa o să zicem ei, chiar până când o să iasă jocul și o să ni se dovedească că poate e Minirena, poate nu e Minirena, dar noi o să, așa o să-i zicem. Bine? Bun. Arată ca unul dintre animatronicii toi, mă refer la mâini, la machiaj, la ochi, la tot. Seamănă foarte mult cu un animatronic toy, care are o figură din asta umană. Arată ca un om, arată ca un toy. Bă, nu știu acum. Dacă mai știți voi, foarte bine. Baloanele pe fundal, părul ei... S-ar putea dovedi să nu fie om, dar nu știu ce fel de animal ar arăta așa. No, hai să îl modificăm. Așa. Nu pot să întorc. Atunci, așa? Bun. Hai să vedem. Îi facem câteva modificări să vedem dacă ne dăm un alt rezultat. Vedem altceva. Parcă arată mai bine în alb-negru. Aici e foarte închisă fotografia. Nu, încă nu se poate observa nimic. Un instant, nimic. Tot nimic. Nu. Nu. Nu, încă nu se vede nimic. Dar nu e nicio problemă, mergem mai departe. Culoare. Wow! Ai... No. Ce ziceți acum? Arată sau arată? Acum ni s-a arătat exact așa cum o să arate ea. Se pare că ochii ei nu sunt albi, ci sunt vezi. Cum am zis, machiajul va fi roșu. În rest, nicio altă diferență. Sister location e scris cu verde, dar nu. Nu, eu zic că arată foarte bine. Hai să o lăsăm așa. Nu de altă, dar îmi place foarte mult cum arată. De tonalitate. Nu, hai că nu ne prostim. Bun. Hai să vedem. Să mai deschidem un pic. Cam prea mult. Așa. Bun. Se mai observă ceva? În afară că e foarte deschisă poza, absolut nimic. Deci cam asta ar fi.
Am reușit să ne dăm seama totuși de un mic secret. Iar acela ar fi, culoarea ochilor e verde. No. Ei bine, asta a fost tot pentru astăzi. Eu am fost Trandafirul Negru și ne vedem data viitoare.